În urma noilor măsuri de protecție sanitară pentru combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2, intrate în vigoare de o săptămână, accesul persoanelor care nu dețin certificat verde de vaccinare în instituțiile publice este interzis. Multe dintre instituții au găsit însă căi de a păstra comunicare directă cu cetățenii aflați în această situație, printre acestea fiind și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara. Conform directorului executiv al AJOFM Hunedoara, George Tatu, actele sau informațiile necesare cetățenilor care nu posedă certificatul verde vor fi oferite de către funcționari la intrarea în instituție. Legat de modul cum vom lucra noi, AJOFM-ul, pe perioada hotărârii de urgență care restricționează intrarea în agenție, să știți că în continuare, toți cei care au nevoie de informații sau să-și depună documente de la AJOFM Hunedoara și nu dețin certificat verde, la intrarea în agenție, colegii mei vor ieși și vor acorda toate serviciile de mediere pentru a putea să ajutăm pe toată lumea și să fim alături de cetățeni. Persoanele care trebuie să contacteze AJOFM Hunedoara pot obține mai multe informații și telefonic la numerele 0254 216 150, 0254 216 151 sau 0755 999 913. Mai trebuie menționat că, tot din cauza condițiilor pandemice, programele de formare profesională propuse pentru această lună de AJOFM Hunedoara, respectiv de lucrător comercial și de electrician de întreținere în construcții și care ar fi trebuit să se desfășoare la Petroșani, au fost suspendate.